Reducerile și ofertele din magazine îi ajută să economisească. Oamenii spun că profită în orice moment să economisească și cumpără alimente și chiar îmbrăcăminte la prețuri cât mai reduse. Doar așa mai pot supraviețui la avalanșa de scumpiri din ultima perioadă. Oamenii caută reduceri mai mult ca să poată să supraviețuiască. Un exemplu, această hârtie igienică mi s-a părut convenabilă. De la Pro. Nu numai. Da. Pe celelalte, în limita posibilităților. Eu sunt la țară și la noi prețurile sunt puțin mai mari, dar se include transportul, vedeți? Ne costă și veniți în oraș ca să... Iau și pensia și facturile. Da, în mod sigur. E normal. Dumneavoastră căutați reduceri. Da. Adică preferați să economisiți ceva bănuși și să-i scoți exact. În altă parte? Exact. Plătim impozite, taxe și ce mai e de plată. Da. Mai economisească puțin pentru a plăti în altă parte, în alte tari. Eu deocamdată am restrâng cheltuielile. Din fericire mă descurc cu cât am, așa că și îmi restrâng cheltuielile ca să pot să fac față. Nu fac economie, am restrâns cheltuielile ca să-mi păstrez acel minim decență de nivel de trai. În timp ce supermarketurile încearcă să reducă risipa alimentară, clienții beneficiază de prețuri cu o reducere substanțială la mai multe produse, al căror termen de expirare urmează să se apropie.